această atmosferă minunată, duhovnicească și plină de lumină totodată, pentru că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a bucuriei și a luminii, sărbătoarea familiei, sărbătoarea sufletelor, sărbătoarea în care ne întâlnim unii cu alții într-o rânduială a sufletelor, dar și într-o rânduială a bucuriei fiecărei case. Spun lucrul acesta pentru că nu întâmplător este rânduită pericopa evanghelică de astăzi, de la Sfântul Luca, în care ni se vorbește despre o cină. Noi, românii, în mod special, iată, prăznuim și trecem prin aceste sărbători care urmează întotdeauna le desăvârșim la o masă la care ne așteptăm să avem mulți invitați. Sau, din cealaltă perspectivă, la o masă la care suntem invitați. Ne consumăm marile evenimente și marile bucurii și sărbători și praznici ale vieții împreună bucurându-ne la o masă. Și nu este vorba, sau n-ar trebui să fie vorba, doar de bucuria de a mânca, cu toate că noi suntem un popor care ne bucurăm din plin și avem o bogată roadă în arta culinară în care ne bucurăm unii cu alții, dar mai importantă decât mâncare la o întâlnire, la o masă, este comunicarea și comuniunea. Este bucuria de a fi împreună. Probabil de multe ori se întâmplă că atunci când suntem invitați undeva, nici să ne apucăm să ne săturăm din pricina faptului că într-atât de mult ne întreținem unii cu alții. Sau cu siguranță mamele sau bunicile noastre atunci când le trecem pragul, cu siguranță nu apucă să mănânce cu noi la masă din dragul și din bucuria și părtășia pe care o au împreună cu noi. Ele mănâncă după ce noi plecăm. Iată, Evanghelia spuneam că nu este întâmplătoare pentru că deja suntem intrați în această febră, în această agitație de a ne aduna și a ne pregăti masa de Crăciun. Și atât de frumoasă este Evanghelia pentru că ne pune în față două ipostazuri. Așa cum spuneam adineauri, în această poziție de a fi gazdă, a invita pe cineva la masă, a te trudi două zile și două nopți să pregătești de toate și cei invitați să nu vină. Câtă durere și câtă amărăciune este pentru o gazdă sau pentru o mamă care așteaptă ca la masa ei să se aștearnă copiii și nepoții și aceștia să nu vină. Iată de ce Evanghelia este minunată, pentru că ne pune în ambele situații. Dar ne pune și în situația de a fi gazdă și în aceea de a fi invitați. Este admirabilă această sugestie pe care Sfântul Evanghelist Luca ne relatează. Desigur, este o parabolă sau o pildă pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o relatează. În care planul evanghelic sau planul acestei parabole sau pilde este cel despre care vorbeam, această imedialitate a vieții noastre cotidiene, în care ne bucurăm și ne împărtășim unii de alții de vizita sau, cum se spune la noi în Banat atât de frumos, de gostia și de bucuria de a fi împreună. Însă există și un plan duhovnicesc al acestei evanghelii și al acestei pericope evanghelice. Acela al cinei dumnezeiești. Să ne reamintim că toată activitatea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos se desfășoară între două mese, între două cine. Prima minune pe care o săvârșește Domnul Hristos este la o masă, la nunta din Cana Galilei. Acolo săvârșește prima minune, iată, înmulțește vinul, îl preface din apă în vin. Și de atunci tămăduiește și începe această propovăduire a unei noi lumi, a dragostei, a bucuriei și a iertării. Și își încheie viața pământească Domnul Hristos la cina cea de taină. Iată, între aceste două mese, între aceste două cine, dacă prima este profund pământească, plină de bucurie, pentru că la o nuntă se mănâncă, se bea și se bucură oamenii. Iată, Domnul Hristos transfigurează, transformă
îi dă un alt sens mesei și cinei, transformând-o în cină dumnezeiască, în cină pascală, cină de care ne vom bucura cu toții în Împărăția lui Dumnezeu. Revenind la această idee a bucuriei pe care ne-o facem unii altora, de multe ori se întâmplă să invităm oameni sau să încercăm să ne lipim sufletul de anumiți oameni și aceștia ne refuză. Atât de frumos spune Sfântul Ierarh Nectarie din insula Egina, iată un sfânt aproape contemporan cu noi, că Dumnezeu nu ne dă în viață oamenii pe care îi vrem noi, ci Dumnezeu ne dă în viață oamenii de care avem nevoie. Oamenii care ne iubesc, oamenii care ne prețuiesc, uneori ne dă oamenii din pricina cărora suferim. Uneori ne dă oamenii din pricina cărora plângem. Uneori ne dă oamenii care ni se pare că ne fac mai multe greutăți decât bucurii. Dar toate acestea sunt o pedagogie a lui Dumnezeu pentru a ne aduce pe noi oamenii care trebuie să fim. Este greu să înțelegem și nu de înțeles, este greu de acceptat. Este greu că de ce ne izbim în viață de oameni care nu ne vor bine. De oameni care nu ne aduc odihnă sufletească. Iată, Sfântul Ierarh Nectarie ne spune că pe aceștia rânduie Dumnezeu ca o lecție și o școală pentru noi. Dar iată că dacă putem să suferim dezamăgiri în viața socială de zi cu zi, așteptăm oameni în viața noastră, sigur, în chip simbolic, la masă, în casele noastre, sau așteptăm oameni care să ne facă bine, cu care să ne împărtășim viața și sufletul, și aceștia nu vin. Iată că Domnul Hristos ne oferă o cină a salvării, o cină a bucuriei, o cină care să compenseze dezamăgirile și trăirile negative pe care le avem în viață. Este cina Domnului, este cina euharistică pe care o putem accesa și la care putem participa duminică de duminică. Este Sfânta Liturghie și este Sfânta Împărtășanie care este cina supremă. Aici nimeni nu rămâne dezamăgit în fața altarului. Hristos este gazda care așteaptă zi de zi. Dacă în Evanghelia de astăzi gazda, dezamăgită de faptul că i-au refuzat ceilalți, le-a poruncit slujitorilor, ieșiți și aduceți pe care găsiți pe stradă. Nu vreau să fiu singur la cina mea. Iată, Hristos este Cel care ne așteaptă la cină în fiecare duminică, pe toți. Nu doar pe noi, preoții. Nu doar pe cei care se împărtășesc din când în când. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați în egală măsură, indiferent de vrednicia sau nevrednicia pe care o purtăm în suflet. Aceasta este oferta pe care ne-o face Hristos și chemarea duminicală sau de fiecare dată când se slujește Sfânta Liturghie. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți chemați să participați așa cum puteți și așa cum suntem toți. În Evanghelia de astăzi ni se dau 3 exemple de refuzuri. Unul și-a cumpărat un pământ. Altul și-a cumpărat 5 perechi de boi, oameni înstăriți, iată. Și altul s-a însurat. Toți 3 aveau un simț exacerbat al proprietății. Doamne, mi-am luat pământ, te rog să mă ierți că nu pot să vin. Doamne, mi-am cumpărat boi, te rog să mă ierți că nu pot să vin. M-am însurat, Doamne, și nu pot să vin. Oare câte scuze și câte argumentări există în lumea aceasta la chemarea pe care Hristos ne-o face? Noi, preoții, nu suntem noi gazdele. Noi suntem numai slujitorii trimiși la răspântii, la garduri și în piețe. Când ieșim cu potirul, suntem trimiși de Dumnezeu, de Hristos. Mergeți și chemați-i pe oameni. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Iată chemarea pe care ne-o face Dumnezeu tuturor, prin noi și împreună, pentru că noi suntem o comunitate vie, care trăim în această comuniune a cinei. Așa cum spuneam adineaori, dincolo de bucuria transpusă
în această săturare a pântecului, la o masă sau la o petrecere când participăm. Mai de folos mergem acasă de multe ori cu bucuria părtășiei cu ceilalți. Întâlnim oameni noi, întâlnim oameni și împărtășim cu oamenii bucuriile și necazurile noastre. Plecăm încărcați de multe ori, uităm, așa cum spuneam, uităm să și mâncăm de dragul cu care împărtășim această masă. Plecând de la această idee, iată, cina euharistică este desăvârșirea acestei stări dumnezeiești pe care o avem fiecare dintre noi. Nu vă uitați și să nu ne uităm unii la alții cât de vrednici sau nevrednici suntem. Chemarea este a lui Dumnezeu, nu este a noastră. Nu am participat cu nimic la această cină și nici nu avem vreun merit pentru că suntem chemați. Este dragostea lui Dumnezeu pe care o are pentru fiecare dintre noi de a ne chema în permanență. Din moment ce tu nu ești gazdă, nici nu ai dreptul să te uiți la celălalt dacă vine pregătit cu haină de cină sau vine nepregătit. Perspectiva aceasta a participării la fiecare duminică la cină este un lucru dumnezeiesc pe care nu-l conștientizăm de multe ori. Atât de frumos vorbea părintele Teofil Părăian, un călugăr orb, dar plin de lumină și plin de bucurie. Și spunea referitor la această împărtășanie, la participarea cinei la care ne cheamă Domnul în fiecare duminică. Și îndemna credincioșii să se împărtășească cât mai des. În fiecare duminică, dacă vrei, te poți împărtăși. Nu trebuie să fii sfânt ca să te împărtășești. Nu trebuie să fii desăvârșit ca să participi la cina euharistică a Domnului. Împărtășania nu este un premiu. Împărtășania, cina Domnului, este un medicament. Și medicamente luăm când suntem mai bolnavi, când suntem mai trântiți la pământ de bolile trupești și sufletești, când suntem mai dezorientați. Iată, împărtășania, cina Domnului, este medicamentul suprem care vine să tămăduiască și să ne ofere nouă posibilitatea de a ne însănătoși. Ca să te împărtășești în fiecare duminică, trebuie să fii un om corect. Așa spune Părintele Teofil Părăian. Un om corect postește atunci când e de postit. Un om corect nu face rău sau se străduiește să nu facă rău celuilalt. Un om corect zâmbește. Un om corect îmbrățișează. Un om corect își cere iertare. Dacă de duminica asta când te-ai împărtășit și până în duminica viitoare n-ai supărat pe nimeni, n-ai adus lacrimi în ochii nimănui, nu ai jignit pe cineva, ai încercat să fii un om bun și corect, și dacă îi spui duhovnicului și el îți dă dezlegare, te poți împărtăși și duminica viitoare. Așa spune un părinte care a viețuit toată viața la o mănăstire. Un părinte luminat. Un părinte pe placul și pe inima a noastră, a tuturor celor care știm că suntem pe această cale a luptei dintre binele cu rău. Și mă bucur că, iată, în biserica și în comunitatea noastră de aici, noi preoți încercăm să fim oameni echilibrați și suntem toți echilibrați și încercăm să vă primim cu brațele deschise pe toți cei care veniți la cina Domnului. Ar fi un păcat ca noi să izgonim oamenii de la potir, pentru că potirul nu este a nostru, noi suntem doar trimiși să vi-l aducem dumneavoastră. Dar, desigur, pentru această colaborare sufletească există o condiție, ca dumneavoastră să vă doriți acest lucru. Revenind la motivele pe care le invocă cei din Evanghelie, spuneam că pot fi foarte multe. Ce motive avem noi astăzi, în duminica de astăzi? Cu ce motive am venit fiecare de acasă ca să nu ne împărtășim? Doamne, nu sunt pregătit. Doamne, n-am postit atât de aspru. Doamne, săptămâna aceasta am trecut prin multe necazuri, nu sunt pregătit să mă împărtășesc. Această autoevaluare, dragii mei, pe care ne-o facem în fiecare zi, poate fi o capcană, poate fi un păcat. Dacă stai, așa cum spune Părintele Rafael Noica, dacă stai să aștepți să devii sfânt, nu te vei mai împărtăși niciodată. Vino așa cum ești. Plângi înaintea iconei lui Hristos, roagă-L să te ierte, să-ți picure în suflet bucuria și primirea onorantă la cina pe care El o pregătește în fiecare duminică.
Motivele noastre pot fi multiple. Și de multe ori când ne întâlnim în scaunul spovedaniei cu dumneavoastră, unii ne spuneți, nu m-am spovedit anul acesta și nu m-am împărtășit, că n-am avut vreme. Oare avem vreme? Pentru câte lucruri, dragii mei, avem vreme sau ne risipim vremea zi de zi? Alergăm, iată, așa cum spuneam la începutul cuvântului, alergăm în această febră a Crăciunului, a bucuriei, a pregătirilor, mult mai mult decât ne trebuie, să fiți convinși și să fim convinși. Toți vom pregăti o masă mai mult decât ne trebuie. Dar nu aceasta este problema că pregătim o masă. Problema este că ignorăm, iată, această masă pe care Hristos ne oferă fiecare dintre noi. Care ne sunt motivele? Motivele sunt în inima și în sufletul nostru. Poate neîncrederea în noi înșine, poate delăsarea, poate am întâlnit un duhovnic prea aspru și ne este rușine, sau ne este rușine de faptele noastre de zi cu zi, pentru că atât de frumos spun Sfinții Părinți că atunci când săvârșești un păcat, diavolul în subconștientul și în mintea ta zice că nu e atât de grav, că și alții mai fac. Iar când îți propui să vii să te mărturisești și să te curățești, să-ți curățești sufletul, să te unești cu Hristos la spovedanie și la împărtășanie, se spune că diavolul, în aceeași manieră, în subconștientul tău, vine să te rușineze și îți spune, nu ți-e rușine să te duci înaintea lui Hristos și înaintea potirului. Iată versatilitatea aceasta a ispitei diavolești, în care atunci când săvârșești rău, te încurajează și când vrei să-l curățești într-un bine, te descurajează. Să fiți cu curaj, să fiți cu încredere în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Ori de câte ori cădem, să aveți încredere că Dumnezeu ne primește cu aceeași dragoste și cu aceeași generozitate. Doar să vrem, doar să existe un pic de fărâmă și un pic de bună voință în inima și în sufletul nostru. Să vrem să fim astăzi un pic mai buni sau Crăciunul acesta un pic mai bun decât Crăciunul trecut. Nu contează cum suntem. Nu contează prin ce greutăți sau prin ce bucurie am trecut în anul acesta. Se apropie Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului și să o primim cu inima deschisă și curată atâta cât putem. Poate suntem mai curați la inima anul acesta decât anul trecut, sau poate nu. Nici nu contează aceste aspecte, ci dorința de îndreptare. Și să nu ne mai cădem în această ispită, această dezorientare socială pe care o trăim astăzi. Efectiv, vă spun și vă mărturisesc că și eu sunt bulversat și derutat de multe ori de viața pe care o trăim, împreună, ca și dumneavoastră. Suntem agresați de oferte. Suntem agresați și nu mai știm ce să alegem. Vrem să le facem pe toate. Totul ne este la îndemână. Iată, dacă în Evanghelie ni se spune, așa cum spuneam, doar trei motive, noi astăzi avem sute de motive pentru care să nu ne înfățișăm înaintea lui Hristos. Nu mai știm ce să optăm. Suntem cotropiți și copleșiți că le-am face pe toate. Ne-am cumpărat de toate și nu mai răspim și nu mai ajungem la limanul vieții. Vreau să vă citesc câteva gânduri pe care le-am găsit de curând. Din păcate nu știu cine le-a scris, dar mi se par atât de potrivite referitor la tema Evangheliei de astăzi, la această cină la care noi participăm sau la care ar trebui să ne înfățișăm astăzi. Și spune așa, problema omului contemporan, a omului de astăzi, este abundența. Surplusul de tentații. Suntem tentați să facem multe lucruri și culmea le și putem face. Prea multe lucruri frumoase de vizitat. Cui nu-i place să călătorească? Tuturor ne place. Prea multe bunuri de consumat. Nici nu știm ce să ne cumpărăm când mergem într-un supermarket. Prea multe hobby-uri interesante de practicat. Copiii noștri sărmani sunt copleșiți. Zilnic îi cărăm în mașinile noastre și îi ducem la 3, 4, 5 sporturi sau activități. Sunt copleșiți. Nu spun că este un lucru rău, ci trebuie discernământ și raționament. Prea multe cărți captivante de citit sau filme de privit. Merge Netflix în unele case, zi lumină. Ne închidem într-o carapace fără să ne dăm seama. Trăim într-o lume proiectată de alții
și lumea reală de lângă noi pâlpâie într-un alt tempo de viață față de noi. Avem posibilitatea și prea mulți oameni de cunoscut, prea multe relații de întreținut. Agendele telefoanelor au sute sau mii de cunoscuți cu care trebuie să ne întreținem, să le trimitem mesaje, să scriem, să ne bucurăm unii de alții. Prea multe limbi străine de învățat. Avem prea multe haine de îmbrăcat. Lista este nesfârșită, la fel ca și ambițiile, ca și poftele omenești. Totul în jur este prea mult. Și așa apare din acest prea mult și din acest surplus, apare frustrarea alegerii. Frustrarea ratării oportunităților. Frustrarea crizei de timp. Devenim oameni frustrați că ne-am propus săptămâna aceasta să facem 10 lucruri și am reușit doar 4. Să știți că la nivel subconștient ni se creează o frustrare. Și pe cele 6 care nu le-am împlinit, le adăugăm la lista săptămânii care urmează, care se suplimentează cu noi principii pe care vrem să le cucerim și lista săptămânal ni se mărește. Și devenim niște oameni frustrați că nu reușim să le împlinim pe toate. Disperarea omului contemporan e determinată de bogăția ofertelor care curg peste margini și care ne creează senzația neputinței de a le trăi pe toate. Avem în firea noastră, purtăm această nemulțumire că aș fi făcut de toate, dar n-am timp. Și câte am face zi de zi și timpul acest dușman, așa cum spunea un poet francez, timpul care nemăsluind câștigă întotdeauna. Timpul nu ne permite să le primim pe toate. Disperarea omului contemporan este că își consideră viața mai scurtă decât o considerau cei din trecut. Tocmai o consideră scurtă din cauza că el azi și-o privește ca pe un mozaic din mii de cioburi mărunte care trebuie toate adunate. Toate pentru sentimentul unei existențe cu adevărat pline și cu un adevărat sens. Iată, dragii mei, foarte scurt, v-am citit acest text care este oglinda noastră a fiecăruia. Toți vrem de toate și vrem multe, dar nu toate ne sunt de folos. Și în această multitudine, în acest mozaic al opțiunilor vieții, poate pierdem esențialul vieții de multe ori. Pierdem bucuria reală de a fi cu cei dragi, pierdem părtășia sufletească pe care trebuie să o facem cu ceilalți și revenind la Evanghelia de astăzi, pierdem cina Domnului pentru că frustrarea noastră din planul social, iată, se răsfrânge și asupra celui duhovnicesc. Vă rog să nu pierdeți din vedere această posibilitate a cinei euharistice ce vi se oferă. Mai avem o săptămână până la Crăciun. Bucurați-vă în limita bunătății pe care o aveți. Hrăniți-vă din bucuria celorlalți. Faceți bine celorlalți, faceți-vă bine și dumneavoastră. Spovediți-vă săptămâna aceasta și împărtășiți-vă. Dacă veți rămâne la sărbătoarea Domnului în starea în care suntem neîmpărtășiți, să știți că veți fi mai triști. Dacă vă veți împărtăși și veți trece, veți găsi jumătate de ceas în această săptămână să acordați inimii dumneavoastră. Să vedeți că în ziua de Crăciun veți avea o bucurie deosebită. Veți participa, veți simți și dumneavoastră că faceți parte la modul real de la această cină și această bucurie a tuturor. Dacă nu vă veți face timp, vom fi ca cei trei din Evanghelia de astăzi. Așa se ne spunea nou un profesor la facultate. Dacă vrei în viață să faci ceva, faci. Dacă nu, găsești scuze. Să nu găsim scuze înaintea lui Hristos, chiar dacă noi oamenii ne scuzăm și sunăm și spunem te rog să mă ierți că nu mai ajung sau este firesc să ne cerem scuze unii altora. Dar este atât de trist să ne cerem scuze înaintea lui Hristos, din moment ce El zilnic iasă în potirul din Sfântul Altar și ni se oferă tuturor și nouă și dumneavoastră pentru că Biserica suntem noi împreună. Eclezia, această comunitate vie în care pulsează viața lui Hristos. Amin.
Dați-mi un pachet. Mirosul e tată.